Cum mă comport în biserică? Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa 1. Dacă mâine ar fi duminică și aș vrea să merg la biserică, cum ar trebui să mă pregătesc? Cu ce haine trebuie să mă îmbrac? Aleg hăinuțe curate, elegante, dar și decente. La biserică merg în primul rând pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu. A sosit duminica. M-am îmbrăcat cu hăinuțele pregătite și plec la biserică. Pornesc către biserică cu un gând bun și cu inimă plină de iubire pentru toți oamenii. Bunica mi-a atras atenția că înainte de a intra în biserică trebuie să pun telefonul pe silențios. Trebuie să păstrăm liniștea, de aceea voi merge foarte încet și voi pune eventualele întrebări în șoaptă. În biserică toată lumea se roagă. Uneori cântăm cântece religioase sau colinde, sau spunem cu toți rugăciuni în același timp. Ne închinăm la icoane după cum este obiceiul locului. Apoi, ne găsim un loc și ascultăm slujba cu atenție. Nu alergăm și nu ne plimbăm prin biserică, ne deplasăm doar dacă este necesar. Uneori, noi stăm și în curtea bisericii. Biserica noastră are multe flori. Noi, copiii, iubim florile și nu le rupem. Curtea este curată pentru că toată lumea păstrează curățenia. Avem și un loc special unde copiii mici se pot juca în liniște. Nu țipăm și nu facem gălăgie. Chiar dacă suntem în curte, rugăciunile ușoare le spunem și noi copiii. În curtea bisericii avem și icoane sau troițe, unde ne putem închina, dar avem și un loc special unde, împreună cu părinții și bunicii noștri, aprindem lumânări. Uneori aduc la biserică câte o jucărie sau o hăinuță și o donez copiilor care nu au. Amintiți-vă câteva reguli de comportare în biserică după imaginile date.